Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Scara Mecanic. Suntem aici alături de Speedy și Spacer. Salut! Salut! Spacer, pe jos parot. Ah, ok. Hai că vin cu drona, pregătește-ți un scaun ca să construiești rapid să te urc aici. O să facem episodul acesta, depozitul, să-l facem ca lumea depozit sau ce o fi el. A zis cineva acolo la comentarii? Da, citesc comentariile. Stați așa să ne redresăm. Hai, vină tu aici. A zis cineva, băi, trec de 3-4 episoade, faci numai aici. Mă, ideea e că asta vreau să fac, vreau să continui la harta asta, nu vreau să, gen, cum e acum și după o abandonez, încep altă chestie, pentru că tot am făcut chestia asta și e destul de urât să abandonăm proiectele, așa. Am mai avut și baza aia militară și tot așa, mult mai multe pe acolo și e destul de urât să le lași. Acum o să vopsim noi pe aici, o să facem totul frumos. Aici o să facem un orășel, fiecare o să-și facă casa lui. Cine vine pe aici pe mapă? Spacer, Speedy, Cronus și băieții. Și o să iasă destul de tare, fără drumuri. O să fie destul de tare. Dar acum o să terminăm noi ăsta și poate ne apucăm și de fundația la casă. Speedy. Da. Respiri. Fii atent, hai să facem, deci de marginea cu negru. Așa. Deci marginea cu negru, stai așa să iau. Și pe aici pe jos, nu? Aici. Și așa. Da, da, da. Ok. La ușă la fel. Aici. Sau pe jos nu te chinui că punem cu cărămizi. Ah, ok, atunci lasă și pe aia. Uite, Spacer. Da. Ia cărămizi de astea și du-le așa împrejur. Știi ce zic? Mhm. Uitat. Și așa, tu acolo dai cu marginea, eu aici dau cu astea. Să-l facem așa să fie frumos el. Atât. Atât. Aici afară. Le mai acumurăm? Nu, astea nu. Dar marginea asta și depozitul în sine. Cred că-l facem în crem. Mi-ar plăcea crem. Aici de ce lipsește? Unde? Nu, acolo e ca să vină poarta aia. Ah. Uite așa, crem. Fă restul tu cu crem. Eu dau pe aici cu negru. Da, avem timp. Eu doar îl colorăm și ne apucăm de fundații fiecare pe căsuța lui. Așa, acum dai cu crem peste tot. Să fie acolo, așa, colorat. Ăsta, nu? Da. Da, da, da. Și aici, aici unde vine poarta? Unde vine poarta, adică ce-l poarta în sine, nu știu, să facem și pe asta, hai să facem și pe asta, crem. Să fie așa toată bucată. Gata, ăla, perfect. Și astea, dă bine? Care? Eu cred că da. Ce m-am deschis? Da, arată bine, și așa. Uite marou ăsta, da, marou. Ultimul. Penultimul, nu? Da, nu mai zici că e depozit, zici că e ceva, căsuță. Dacă e mai tras și două ferestre, aia e. Gata, aici. Trebuie aici cu crem. Și facem treaba ca lumea. Băi, Speedy. Da. Dacă e în seara asta, să facem și noi cu povestea cu alea. Facem, facem. Că suntem toți. Da. Cred. Da, suntem toți. Pe BK, pe Defender ăla, Cronus în CS, dar în mare, UK. Hai să facem aici. Și tavanul e mai... Fă parchetul maro, ultimul maro. Ok. Așa. Da, deci mă băieți, zilele astea o să apară roleplay-ul ăla, frumos. De vă place vouă. Cred că acolo am eliminat puțin bara neagră. Ideea e că e foarte greu să continuăm povestea din moment ce unii nu sunt mereu activi. Pentru că știți și voi, școală și chestii de genul. Apropo, ne vedem live 100 în mie, sâmbătă, 100 în mie. Știu că zice cineva 100 în mie. 100 în mie înseamnă, da, 10% și nu e mult. Dar eu o folosesc ca și cum 100%, că nu îmi place să zic 100%, îmi place să zic 100 în mie, nu știu. Asta e. Ideea e că când auzi 100 în mie, la mine înseamnă blană. Facem și strip ăsta? Care? Stai un pic aici, trebuie așa. Da, fă da. Și strip. Fă negru, maro, cum vrei, nimeni arată. Dă și șobalan.
Ia zi, băi, Speedy, cum a fost ziua ta de primar? De primar? Bine, zic, e bun. Cum să fie? Am stat acasă? Nu te-ai dus la... Nu m-am dus, m-a luat răcea la rău de tot. Păi și n-ai mai dat nici la calculator. N-am mai dat, păi eram terminat, eram... Nu mai putem. Acum pe seara mai făceam și uste de astea când hăți, bolau, hăți. La răceala, cât ești mai stai și acasă. Păi. Uite mă, gata aici. Cam atâta, ăsta o să fac o ușă, aș face ușa de aia de se deschide și șmecher, dar nu cred că am destul loc. Piston din aia așa? Da, acum am făcut pe aia pe lună. Pe martie ce era aia. Dar n-am destul spațiu, cred că. Ia. Avem destul spațiu. Cred că aici. 2, 4, nu, hai să punem așa. 4, 6, 8. 6, 7, 8. 8? 8 am, nu? Da. 8. 4, 6, 8. Adică n-am mijloc. Uite, poți mai tai în dreapta. Când nu, nu, nu tai absolut nimic. Mijloc e de două, e bine, perfect. Ah. Ideea e să am și aici destul spațiu, mie. Mamă, dar e înalt, o să mă chinui cu sistemul ăla. De ce nu faci invers, gen în partea asta? Adică, să fac ușa acolo? Da. Păi, acolo o să vină o casă. A. Hai de scură cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mamă, dar e mare. Oh my god. Se sudase aparent instant de ăla. Ce nebuneală. Te-ai găsat aici? Speedy, hai. Da, da. Să te învăț să faci de ăștia. Ia. Yeah. Deci aici fii atent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atât. Filmez. Lasă-le, da, ți-am zis ca să știi. Ceva bun? Ah, da, 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 da. Ok. Uite așa. Bun, ca să înveți trebuie să pui tu de la fiecare piston până acolo 8. Ok. Și au mai rămas 2, asta vin 10, nu? Deci 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cu alea 8. Pistonul aici și aici zid. Spacer, vrei și tu să înveți? De ce nu? Atunci pune și tu grins de aleșe. Așa că nu știu ce bloc ăsta-i. Metal, metal, metal. Uite, pui până aici. Acum, ca să fie treaba treabă, o să trebuiască să pun la de-astea de măsaturi. Sau nu neapărat. Așa mă băieți, vom vedeți că vă pricepeți. Acum fiți atenți ce trebuie să faceți. Ia. Yeah. Conecta. Nu, 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 lasă-le. Aia e partea mai ușoară. Trebuie să conectați fiecare timer la... Câte unul? Pistoane. Nu, câte două. Câte două? Dublurile pe aceeași parte. Aha. Deci eu am conectat alea 3, după vin la ăsta la 4, cu 4. Hăți. Și tot așa, ați înțeles? Nu. Hai să vedem ce a făcut Speedy aici. Deci, bă... Ok, așa? Da, exact așa, exact așa, dar încercați să le conectați într-o ordine, nu începe cu ultimul Speedy, ca să-mi dau seama nu, că te trebuie. Nu, eu n-am pus deloc, eu n-am pus deloc. Okay, deci că dacă facem amândoi, ne încurcăm, știi? 4. Păi face, uite, am încredere în Speedy. Nu, no, învață, pe acolo conectează. Dar nu-mi dau deci... seama unde vine. Păi, vezi? Deci bine că te-am pus. Îți! Trebuie să-ți dai seama, nu? Hai că... Ce-a făcut? Să pun la el. Da, păi nu știu, nu știu să pun. Pune-mă spacer-ul tu. Pune de la 0 tu. Dă, șterge-le pe alții și pune-le iar. Și el le tot de la 0. Lasă-le mai așa, continue-le tu și gata. Da, ce ai făcut? Nu bă. Nimic. Păi te fii atent, deci îl vezi pe ăsta al patrulea, da? Numărăm invers noi. 1, 2, 4, 3.
pistonul 4 ăsta și pe partea asta la altă tot pistonul 4. Adică de la un timer pui două. Da, de la un timer două pistoane. Acum am terminat cu ăla. Uite, ca să fie mai simplu, le colorezi pe alea cu care ai terminat. Deci ai 4 gata. Asta înseamnă 4 pistoane. Așa, deci ăsta de aici îl duc aici. Și pe parte și pe alta. Și ăsta de aici îl duc în partea aia. Așa? Nu mai aud că nu l-ai dus, cred, nu? Ba da, eu ăsta aici. Da, exact așa. Acum e timerul 6 cu ăla hăț. Și tot așa. Asta e treaba. Când ai colorat, îi zici lui Spacer, el îl vopsește. Vopsește, bă, Spacer. Uite ăsta. Ultimul. Ăla. Așa, și acum cu ăsta, de unde continui? De aici sau din partea asta altă? Nu cred că contează. Nu contează, nu? Nu, da, nu. De fapt, contează ca să știu după cum le leg. Tot așa, invers numeri. De la dreapta asta? Nu, ok. Aici a design. Gata, l-ai făcut ăla? Da. Ce, îmi place când mă împinge. Fac eu toate alea albe pisoanele? Da, fă-le. N-ajung destule de alea. Nu e problema. Câte se face? Încă 4, nu? Încă 3? Încă 3, da. 2? Câte mi-ai făcut spine? Încă 3 de asta mai vreau, și gata. Nu, le-ai conectat pe toate? Astea de jos? Că știu ce vă obsesc. Da, alea tot acolo e conectat. Și doar alea 3 nu sunt atât. Și o să trebuiască să le reglăm pe fiecare în parte și timerele, o să de timer se ocupe spacer. Oh. Mai cum mă chem să le fac. Îți dai seama cât te chem. Opa. Hai că până la urmă nu mai facem. Așa. Stai așa, bun. Când termină Speedy, ai terminat, nu? Da. Bun, spacer. Deci încep de la ăsta, tot așa invers, și te duci. 0,50. Ok? După. 0,01. Adică, uite, vezi, le crești pe... Bă, ce faci, mă? Păi pe la alt setase-mi e deja. Uite, deci cum sunt astea? Uși din 50 în 50. Ok? Da. La fiecare, așa. Speedy, acum, ca să facem treaba mai rapidă, tu te ocupi de pistoanele astea. Ce faci? Așa. Dai pe piston, îl pui la 10, a doua viteză. Exact okay. Cum e ăla, bine? Deci 10, a doua viteză, fiecare. Ok. Am mai făcut noi poartă de asta, dar nu e exact așa mare. Gata? Hai mă, Speedy! Hai că le iau eu de jos. De sus în jos. Așa. Ok, gata. Mai e doar ăla. Băiatul se joacă aici cu timerele. 1-5, 1-1-5, 2-2-5. Bravo, mă, Spacer, mă! Bine, mă, Spacer-uși. Bă, îmi place. Ia. Băi, dă o naibă. Hai, dă o naibă. Ce tare. Ass cannon! Chiar că? S-ai mâncat și pistoanele cu totul. Gata. Rama neagră, dacă vrei. Băi. Așa. Și asta crem, nu? Da. De fapt și... Stai așa, hai să-l facem ca pe un tablou.
Așa. Și ușa? Ușa crem, da. Trebuie luat fiecare rând în parte, ca să știți. Hai că e chinuială. Ok, am terminat un rând. A, unde stării puterea crește. Ok, crem negru, crem. Ce nebuneală. Ia ziceți-mă, băieți, acolo în comentarii, ce ziceți despre ușița noastră. Bam. Ba, deci îmi place la nebunie. E super. Stai așa că văd că aici e margine. Deci arată prea tare cum se închide așa. Super tare. Mă, băieți, noi o să vă lăsăm episodul acesta aici. Mai scurt, am făcut ușa. Episodul următor începem să ne facem noi pe aici. Și bine, o să ne strângem toți. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul de like. Și noi ne vedem data viitoare. Aveți canalul domnul Speedy în descriere. Și ia uitați. Aici băieții m-au uitat la ușă. Frumos tare. Până ne vedem data viitoare. Baftă! Pa, 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 pam!